uitați cât a plecat. De ieri a început mai puternic. Într-o oră s-a dus 20 cm, cred că, sau știu eu cât e acolo. Dimineața nu era așa, era un fir de ață. Acum, gata. Dacă se mișcă, vedem cu ochi. Jumătate din stradă se vedea cum a fost crăpată. Prima bucată de mal a căzut în urmă cu 9 luni. În luna august anului trecut, pământul s-a dus la vale 30 de metri spre canalul Dunăre-Marea Neagră. Acum însă anulecările de teren s-au undesit, iar în ultimele două zile, localnicii spun că această bucată de teren cade cu aproximativ 10 cm la fiecare 3 ore. Pentru Constanța News, Adrian Boioglu. Până mâine, poi mi se dărâmă tot. Adică eu am anunțat de anul trecut, din august, că s-a dărâmat foarte puțin. Din august am anunțat, nu pot eu să mă duc la canalii navigabile, trebuie să meargă primăria, că eu acolo plătesc impozit, concesiuni. Primele demersuri au fost întocmite, e adevărat, la finele anului 2018. Acum două luni am revenit cu adrese către ACN, dar în același timp către Ministerul Transporturilor, pentru că eroziunea malului stâng al canalului deja dădea semne că amenință locuințele care sunt situate pe strada Dunării. Am sunat la directorul canalului, care acum o oră a fost prezent pe marginea canalului și unde împreună cu specialiștii au hotărât că începând de mâine dimineață, indiferent că licitația nu este finalizată, pentru că au făcut licitație între timp pentru consolidarea malului stâng al canalului, licitația căror lucrări se termina pe data de 10 mai, ori urgența nouă ne este teamă că până în noapte acea stradă va dispărea. Atât este de mare pericolul, a ajuns la 2 metri de proprietatea, de gardul proprietății oamenilor, locuitori ai comunei Cumpăna. Ferească Dumnezeu să fie nevoie, este firesc că oamenii nu vor fi lăsați sub cerul liber și că acolo unde apartamentele ANL care au fost înmânate, cheile au fost înmânate tinerilor, tineri care nu locuiesc în ele, fiind plecați temir unde, în străinătate sau cine știe pentru cât, vom forța nota și vom lua acele apartamente, dacă nu sunt de folos, să le dăm acestor familii. Ieri nu era crăpătura asta care se vede, nu era. Sofiaul nu era afectat. Spuneți după aici. Da, așa. Nu era aici, era numai la mine aici, în dreptul la fisurile, era două și mă uitam. E, și dimineața pe la 9 la 10 s-a rupt aici. De ce credeți că s-a întâmplat așa? Este apă pe dedesubt care pleacă de la canalizare și pământul sălat. Niște bani de consolidare a canalului, stuie cine a făcut? A făcut un canal așa de mare și nu se poate consolida? Nu dorm nopți întregi, eu sunt și operator cu 6 operații și am spus, și acum ne-a închis drumul, nici nu putem ieși de aici. Cu o mașină cât de puțin să ieșim la doctor sau la ceva. Ieri dimineață când am ieșit în stradă, era o crăpătură mică aici. Și mai târziu, când m-am uitat, a început să mai așa. Iar dimineață când am ieșit din casă, o chem bineva, ia bine o să vezi că a plecat mai mult. Și acum, de dimineață până acum, uitați cât a plecat. Cei care sunt îndreptățiți să lucreze vor interveni începând de mâine, zic eu. Cât estimați că ar putea să dureze o astfel de lucrare și la ce costuri ar putea să ajungă? Nu sunt de specialitate, dar ceva similar mi-aduc aminte în urmă cu 90 ani, pe malul opus, a durat în jur de 2 ani. 2 ani. Da, tot și costuri? Nu, mă depășește să vă răspund eu. Poate primăria să facă așa ceva? Nu. Sau cei de la canalele navigabile? Este în proprietatea canalelor navigabile. Primăria este de la gardul proprietăților încolo, responsabil. Aici proprietar este ACN-ul.